Competiția a avut loc în sala sporturilor Dan Spătaru din Medgirie și au participat echipe de la școlile gimnazii ale limitrofe municipiului. Printre acestea se numără și Poarta Albă, Mircea Vodă, Satul Nou și Tortoman. Ianca! Ne-am adunat în sala sporturilor Dan Spătaru, ocazia desfășurării cupei de iarnă, organizată de Direcția pentru Tineret și Sport Constanța și, bineînțeles, cu sprijinul profesorilor de sport de la școlile din apropierea localității Medgidia. La meciul de debut al cupei, Poarta Albă a fost favorită în fața echipei din Mircea Vodă și a reușit să se impună cu scorul de 7-2. Locul 3 a fost ocupat de reprezentanta localității Tortoman. Locul 2 a fost adjudecat de Poarta Albă, iar primul loc pe podium l-a ocupat echipa din Satul Nou. Mi s-a părut o competiție foarte bună, am făcut echipă și am câștigat 7-3. Hamelul este ceva pentru mine, ceva mare. El practic de când era mică, îmi plăcea să joc cu prietenii. Dori să ajungi sportiv de performanță? Da, foarte. De ce? Nu știu, de când eram mică îmi plăcea să joc fotbal și așa am încercat să iubesc și basketul. Cum ți se pare competiția? Este și grea, dar și ușoară. Putem evolua și putem câștiga multe cupe și trofee. Sportul și mișcarea au făcut ca toată lumea să fie mulțumită într-un final de rezultatele obținute. Totodată, participanții au fost bucuroși să facă o poză de grup pentru a imortaliza momentul.